să ascultăm un cuvânt pe care îl citesc din Evanghelia după Luca de la capitolul 5, începând cu primul verset și până la versetul 11, pagina 992 în Sfânta Scriptură. Evanghelia după Luca de la capitolul 5, începând cu primul verset. Pe când se afla lângă lacul Genezaret și îl îmbulzea norodul ca să audă cuvântul lui Dumnezeu, Isus a văzut două curăbii la marginea lacului, Pescarii ieșiseră din ele să-și spele mrejele. S-a suit într-una din aceste corăbii care era lui Simon și l-a rugat să o depărteze puțin de la țărm. Apoi a șezut jos și învăța pe noroade din corabie. Când a încetat să vorbească a zis lui Simon, Depărtează-o la adânc și aruncați mrejele pentru pescuire. Drept răspuns Simon i-a zis, Învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar la cuvântul tău voi arunca mrejele. După ce le-au aruncat, au prins o așa de mare mulțime de pești ca începeau să li se rupă mrejele. Au făcut semn tovarășilor lor care erau în cealaltă corabie să vină să le ajute. Aceia au venit și au umplut amândouă corăbile, așa că au început să se afunde corăbile. Când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Isus și a zis, Doamne, pleacă de la mine că sunt un păcătos. Fiindcă l-a se spaima pe el și pe toți ce, ce erau cu el din pricina pescuirii pe care o făcuseră tot așa și pe Iacov și pe Ioan, fiul lui Zebedei, tovarășul lui Simon. Atunci Iisus a zis lui Simon, nu te teme, de acum încolo vei fi pescar de oameni. I-au scos corăbile la mal, au lăsat totul și-au mers după el. Amin. Vă viți să ocupați locurile. Frășii și surori, ne s-a predicat în această dimineață despre Harul lui Dumnezeu. Adică despre tot ceea ce face Dumnezeu unor oameni care nu merită nimic. Și, dragii mei, dacă ar fi să facem o listă foarte lungă cu ceea ce face Harul lui Dumnezeu, nu știu dacă am reușit vreunul dintre noi să prindem toate lucrurile pe lista aceea. Dincolo de faptul că Dumnezeu l-a trimis pe Domnul în lumea noastră, dincolo de faptul că Dumnezeu l ne iartă păcatele prin Domnul Iisus Hristos, Harul lui Dumnezeu este acela care ne învață. Și ori de câte ori, dragii mei, stăm în casa lui Dumnezeu. Și ori de câte ori deschidem cartea aceasta și cineva, în numele Domnului Iisus Hristos, sub ungerea Duhului Sfânt, aduce învățătură pentru noi, este har de la Dumnezeu. Rog lui Dumnezeu ca și în continuare acest har de la Dumnezeu să ne fie acordat. Și fiu fiecare dintre noi, indiferent de forma spre care, prin care Harul vine spre noi, niciunul să nu, să nu facem zadane ca ce lui Dumnezeu. Să-L primim, să lăsăm, să lucreze în ființele noastre. Deci, mai dacă ar fi să facem în dimineața aceasta o listă cu lucrări pe care Domnul Iisus Hristos le-a făcut atunci când a fost în această lume, noi care suntem în locul acesta, oameni care citim serios poate Scriptura, am reușit să facem o listă poate cu câteva lucrări. Domnul Iisus Hristos a vindecat bolnavii. Sunteți de acord cu asta? Umblat din loc în loc și vindeca pe cei bolnavi. Domnul Iisus Hristos elibera pe cei demonizați. Și sunt mai multe exemple în Scriptură, în mai multe locuri, dragii mei, unde Domnul Iisus Hristos a făcut minunea asta și a eliberat pe cei care erau stăpâniți de Duhurele. Domnul Iisus Hristos a înviat pe unii din morți. O minune extraordinară, că ca să vină cineva din cer de la Dumnezeu și să se adreseze unui mort de vreo patru zile, Lazare vină afară și lasă-l să iasă afară din mormânt. După patru zile. E minune de la Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a iertat păcatele și când au adus pe unul slăbănog la Domnul Iisus Hristos și l-au lăsat prin acoperiș, Domnul s-a uitat la el și a zis, fiule, păcatele sunt iertate. Pentru că fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele. Dar una dintre lucrările importante pe care a făcut-o Domnul cât a fost pe pământ a fost să predice Evanghelia și să învețe norodul chiar el a, recunoscut și consemnat în Evanghelia după Luca, în capitolul 4, Duhul Domnului este peste mine că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. Și umbla prin toate cetățile Galilei, spune Evanghelistul Matei, și învăța pe norod în sinagogă. Ceea ce consemnează, dragii mei, Evanghelistul Luca în această dimineață este că atunci când Domnul Iisus Hristos începea să învețe, noroadele se adunau cu grămada și îl îmbulzeau. Așa de mulți oameni erau. Întrebarea care se pune este următoarea. De ce veneau așa de mulți să asculte învățătura lui? De ce? Aveau învățătorii lor. Puteau să se ducă la sinagogă, cum venim și noi la casa lui Dumnezeu, la biserică, dragii mei. Puteau să se adreseze învățătorilor și să asculte învățătura celor care erau... Uh, învățător la, la sinagogă sau la templu. Spune Sfânta Scriptură că ce au constatat cei care mergeau cu grămada la Domnul Isus Hristos ca să fie învățați era faptul că El Isus îi învăța altfel. Cum altfel? Cum altfel? Nu cum îi învățau cărturarii și farisei sau preoții cei mai de seamă, oamenii care făceau lucrul ăsta la templu sau la sinagogă, îi învățau altfel. Cum altfel? Ca unul care are putere. Vreau să vă întreb, credeți că avem nevoie și noi de această putere în lucrarea de învățare, de propovăduire? Să vină această ungere de la Dumnezeu din ceruri. Această putere, dragii mei, care să fie peste cei care sunt chemați de Dumnezeu să facă slujba aceasta și să învețe altfel decât de obicei. O altă întrebare pe care mi-am pus-o, dragii mei, a fost următoarea. Credeți că Domnul Iisus Hristos era mulțumit, entuziasmat, că veneau așa de mulți să-L asculte? Adică să audă. Dragii mei, nici atunci, nici acum. Dumnezeu din cer, Domnul Isus Hristos, nu este mulțumit să vină oamenii cu grămada să audă un mesaj din Scriptură. Este important să audă. Credința vine prin auzire. Domnul Iisus Hristos vrea ca cei care aud să facă ceva mai mult. Adică să facă, să împlinească. A venit la Domnul Iisus Hristos un învățător al legii și a zis Bunul învățător, ce să fac să moștenești viața veșnică? Și a zis Domnul către, către, el, cunoști poruncile, ce este scris în lege? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată ființa ta, cu tot cugetul tău, cu toată puterea ta, pe aproapele tău ca pe tine însuți. Discuția a mers mai departe, omul ăsta a căutat să se dezvinovățească, cine aproape aproapele meu? Domnul a dat pilda cu Samaritanul acela și a zis domnul într-o final, du-te și fă și tu la fel, nu-i destul să știi. S-ar putea ca de multe ori să plecăm din casa lui Dumnezeu știind ceva mai mult decât am știut când am venit. Pentru că ceva mi s-a dus la cunoștință. Dumnezeu ne-a vorbit cumva. Dumnezeu ne-a învățat ceva. Și ne ducem de la casa lui Dumnezeu știind ceva mai mult. Dar ce vrea Dumnezeu este să ne ducem și să facem. Adică să ascultăm. De ce mulțimea asta a venit să audă. Și Domnul Iisus Hristos, după ce mulțimea asta aude, ia pe cineva din apropiere și îi spune ceva. Îl ia pe Petru și zice duceți corabia mai la, mai la dâng și aruncați mreaja pentru pescuit. Ce trebuia să facă Petru? Trebuia să asculte! Era un context, dragii mei, în care Petru, care știa ce a făcut toată noaptea, care a auzit învățătura Domnului, care a auzit mesajul Domnului, trebuia să Ia ce a auzit și să îmi în practică. Să ducă corabia mai la dâng, să arunce mraja, să pescuiască. Credeți că a fost simplu lui Petru să facă lucrul acesta? Credeți că ne este simplu uneori când luăm, primim cuvânt de la Dumnezeu, să ne ducem pe ușa asta, să începem să facem? Credeți că este chiar simplu? În anumite circunstanțe de viață, dragii mei, zicem, e complicat. Vreau să predic, dragi mei, în această dimineață despre provocarea la ascultare. Dacă auzim, e har de la Dumnezeu. Dumnezeu găsește cu cale încă să ni se mai adreseze și să ne învețe. Mulțumesc Domnului pentru harul său. Dar Dumnezeu din cer ne provoacă să ascultăm, adică să facem. Despre asta vreau să predic în această dimineață și mă rog Domnule să ne ajute pe fiecare dintre noi nu să cunoaștem ceva mai mult, ci să facem ceva mai mult. Deci mei, noi vom asculta de cuvântul lui Dumnezeu în sensul de a-L împlini. Atunci când prin credință vom acorda valoare cuvântului lui Dumnezeu sau importanță cuvântului lui Dumnezeu. Dumneavoastră, acum dacă vă pun întrebarea, știu că o să-mi răspundeți cum trebuie să răspundeți. Dumneavoastră, credeți că acest cuvânt este important? Nu se putea altfel. Nu se putea să ziceți altceva. Dar, dragii mei, noi suntem oamenii care vom aplica acest cuvânt când prin credință vom accepta că el este important. Știți că sunt copii care aruncă înapoi a lor cuvintele părinților lor. Știți asta? Aveți asemenea copii? Unii da, alții ba. A zis Domnul Iisus Hristos că un tată avea doi feciori. A zis unul, ia du-te și lucrează astăzi. Și a zis unul, nu mă duc. Aia părut vreun, într-un final s-a dus. Altul a zis, mă duc? Și nu s-a dus. Ce valoare au cuvintele tatălui pentru copiii ăștia? Să stai în fața tatălui și o brasnic să spui, nu mă duc. Sau să zici, mă duc și până la urmă să nu te duci. Așa facem cu Dumnezeu. Dragii mei, noi vom asculta de Dumnezeu când vom acorda importanța acestui cuvânt prin credință. Și vom acorda importanța acestui cuvânt când vom crede că vine de la cineva care este în autoritate peste noi. Știți cum mi s-a adresat uh, uh, Petru... Domnul Iisus Hristos a zis, învățătorule, el era învățătorul și Petru era ucenicul. Ma, noi care suntem în locul acesta, nu cu mintea doar, cu credința noastră acceptăm că Dumnezeu este în autoritate peste noi, acceptăm lucrul acesta și care dreptul să ne spună ce vrea el să ne spună și care dreptul să ne ceară ce vrea el să ne ceară. Că este în autoritate. Recunosc această autoritate când ești dincolo de zidurile acestei biserici. Poate mereu vă aduc exemplul acela lui Saul din tască, a avut experiențe extraordinare. Când a fost prăbușit acolo în, în praful drumului, omul acesta a zis, Doamne, ce vrei să fac? Adică te recunosc pe tine în autoritate peste mine. Aștept să îmi spui ce vrei să fac. Și Domnul i-a zis: Du-te încetate, ți se va spune ce trebuie să faci. Ți se va spune ce trebuie să faci. Când ucenici erau pe, pe mare noaptea aceea și furtuna spre dimineață, noaptea aceea spre dimineață, și furtuna era, era înspăimântătoare, a venit Domnul la ei umblând pe ape au crezut că e o și, dragii mei, într-un final, când Domnul a zis, nu vă temeți, eu sunt, Petru a zis așa, dacă ești tu. Continuați noastră. Poruncește-mi să vin la tine, că dacă ești tu Isus, acela pe care îl cunosc, tu ai autoritate și peste mine, ai autoritate și peste varurile acestea. Poruncește-mi să vin la tine. Ei, dragii mei, când vom accepta că El este în autoritate peste noi și are dreptul să ne ceară ce vrea El să ne ceară, atunci vom fi dispuși să ascultăm de Cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Deci, dragii mei, suntem chemați nu doar să auzim, ci să ascultăm, crezând că acest Cuvânt este valoros pentru că vine de la cineva care este în autoritate peste ființele noastre. Acela este Dumnezeu. Dar vom asculta, dragii mei, atunci când credința noastră se va ridica deasupra rațiunii. Dumnezeu ne-a înzestrat cu rațiune. Capacitatea de a pune lucrurile împreună, de a gândi și a lua decizii. Nu ascultați-mă, dragii mei. Rațiunea noastră se alimentează uneori din experiențele trecutului. Spuneți-vă, Scriptura aici, că Petru când Domnul i-a spus să aruncăm reaja, a zis: Da, toată noaptea ne-am trudit, ne-am trudit. Experiența noastră ne spune că nu există pește. Că ne-am trudit toată noaptea, am măturat mare asta dintr-o parte în alta și n-am găsit pește. Experiența ne spune că nu este pește. Deci, mei, dacă noi nu ne vom ridica prin credință deasupra rațiunii noastre. Noi nu vom fi dispuși să ascultăm rațiunea se alimentează din experiențele trecutului. Sau rațiunea noastră se alimentează din ceea ce vede. Și unor ceea ce vede ne spune nu se poate. Când evrei au ieșit din Egipt, au ajuns la Marea Roșie și în spate venea, venea faraon cu armata. Ce vedeau oamenii aceștia? Marea, da? Dacă se întorceau? Armata. Știți de fapt ce vedeau? Nu există șansă de scăpare. Asta spunea mintea. Că în față nu putem să fugim, că e marea, în spate nu putem să fugim, că este armata lui Faraon, să ne batem, nu putem să ne batem, că noi suntem o mână de oameni fără să avem armamentul necesar, ăștia vin niște soldați în armați. Mintea spune că nu se poate să scăpăm. Cum mă vreau să vă întreb, credința trebuia să se ridice deasupra rațiunii, deasupra ce vedea mintea. Când au ajuns la la granița cu Cananul, a trimis Moise 40 de scoade în Canan să vadă cum e țara. Și au venit înapoi, uh, iscoade, uh, a, au, au trimis 12 de și s-au scodit 40 de zile uh, țara Cananului, s-au întors cele 12 scoade și ce raport au adus? Țara este așa cum zice Dumnezeu. Țara este bună, curge lapte și miere. Dar ce am văzut acolo? Uriașii. Și când am văzut uriașii, noi nu putem să ne batem. Suntem ca niște lăcuste peste, pe, pe lângă ei. Nu avem cum să ne batem cu ei. Rațiunea spune că nu se poate să intrăm, să cucerim țara aceea. Sunt uriași acolo. Asta spune rațiunea. Mă dragii mei, noi nu o să ascultăm de Dumnezeu, să facem ce ne cere Dumnezeu, că Dumnezeu ne cere un lucru mare, care, cum spunea și fratele Radu, dincolo de puterea noastră. Da? Dacă noi, prin credință, nu ne ridicăm deasupra rațiunii, să acceptăm că ce zice Dumnezeu se poate. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Deci, dragii mei, primul lucru pe care trebuie să-l facem ca să ascultăm este să acceptăm, prin credință, că acest cuvânt este valoros. Vine de la Dumnezeu, și prin credință să ne ridicăm deasupra rațiunii. Domnul să ne ajute la acesta. În al doilea rând, Deci noi ascultăm de Dumnezeu atunci când prin credință trecem peste falimentele trecutului. Ceea ce spune Petru aici este învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și am falimentat. Toată noaptea ne-am trudit și am falimentat. Dragii mei, sunteți aici oameni în, în, casa asta de rugăciune care să fi falimentat în ceva în viață? Nu mă refer neapărat la afacere. Poate și la afacere. Ați falimentat în ceva? Să vreți bună să fiți mai buni cu cineva și să falimentați. S-a întâmplat asta. Sau alte lucruri, dragii mei. Noi suntem niște oameni care în anumite domenii ale vieții sau în anumite circunstanțe de viață falimentăm. Nu ne ridicăm acolo unde ar trebui să ne ridicăm. Nu facem ceea ce, ce ar trebui să facem sau poate că am promis că facem. Falimentăm. Dragii mei, uneori falimentele din viața noastră sunt din cauza păcatului. Din cauza calculurilor greșite. Când Iosua după ce a cucerit cetatea Ierihonului împreună cu, cu poporul lui Dumnezeu a ajuns aproape de cetate, ai, zice Sfânta Scriptură că a trimis niște scoade și au venit scoadele și au zis, ai o cetate mică, fără resurse. N-ar rost să mai ostenești tot poporul. Vreo două, trei mii de oameni, dacă trimiți, e destul. Vreau să vă întreb, au falimentat când s-au dus în cetatea aia? De ce? Și păcat, și calcule greșite. Pentru că păcatul de foarte multe ori ne determină să facem calcule greșite. Și au falimentat, dragii mei. Sau falimentăm în viață pentru că uneori așa e viața. Petru noaptea aceea a falimentat pentru că așa e viața. Uneori. Să a dus să pescuiască și nu a prins nimic în noaptea aceea. Te apuci de o afacere și ai presia că o să câștigi și falimentezi. Că așa e viața uneori. Dragii mei, când falimentăm, falimentul vieții s-ar putea să ne dezamăgească, să ne descurajeze. Fie în cele spirituale, fie în alt domeniu al vieții. Să fim descurajați, să nu mai vrem să încercăm, să ne lăsăm, să le lăsăm toate baltă. Mai că, dragii mei, când Domnul Isus Hristos îi cere lui Petru să asculte, Petru trebuia prin credință să se ridice deasupra falimentului, să treacă dincolo de faliment. Oare ce m-ar ajuta dintr-un faliment să mă ridic să ascult de Dumnezeu? Ce m-ar ajuta oare? Știți ce? Credința că în cuvântul lui Dumnezeu este potențial. În ce zice Dumnezeu este potențial? Credința, dragii mei, că dacă Dumnezeu zice ceva, se poate. Știți, o altă traducere, aici în traducerea noastră zice așa Petru, la porunca ta sau la cuvântul tău voi arunca mreaja. O altă traducere zice așa, dacă tu spui așa. Doamne, eu spun așa, că nu există pește, că ne-am trăit toată noaptea. Adică după mine n-ar mai trebui să încerc. După mine n-ar mai trebui să fac. Dar dacă tu spui așa. De câte ori în viață, dincolo de zidurile bisericii, ați avut variante în față? Și a zis, dacă Domnul zice așa, așa fac. S-a întâmplat? Această expresie, dacă Domnul zice așa, a devenit importantă pentru noi. L-a scos Avram în Vechiul Testament a stat înaintea lui Dumnezeu așa că într-un fel de rugăciune se plângă Dumnezeule, ce-mi dai că mor fără fi? Și moștenitorul meu va fi Elezar din Damasc. Dumnezeu îl scoate afară, pune să uite la cer așa și zice, uite așa va fi sămânța ta, cum o stelele cerului. Spune acolo așa cuvântul, Avram a crezut pe Dumnezeu. Adică Dumnezeule, dacă tu zici așa, așa va fi. Dumnezeule, dacă tu zici așa, așa va fi. Pentru că există potențial în cuvântul lui Dumnezeu. Vă spuneam despre Iosua și despre momentul în care au pășit în țara Cananului. Dumnezeu a zis așa lui Iosua. În conjura, era o cetate, era o cetate foarte, foarte întărită, fortificată, ziduri puternice, pregătită pentru orice fel de atac. Și zice Dumnezeu către Iosua așa. Înconjurați cetatea asta, timp de șase zile, în fiecare zi odată. A șaptea zi sunt conjurați de șapte ori. Să sunați din trâmbiță, fiecare să pornească drept înainte. Și, dragii mei, știți ce a făcut Iosua? Dacă tu zici așa, Dumnezeule, așa facem. Pentru că dacă tu zici așa, Dumnezeule, așa va fi. Zidurile cetății vor cădea. Pentru că așa zici tu, Dumnezeule, Vreau să vă întreb, frați și surori, <coughs> cartea aceasta e plină de cuvântul lui Dumnezeu. E cuvântul lui Dumnezeu. Cât de important este pentru noi așa zice Dumnezeu? Cât? Așa zice Dumnezeu. Deci, mei, când așa zice Dumnezeu, și când noi, dragii mei, ne ridicăm deasupra falimentelor și facem ce zice Dumnezeu, pentru că așa zice Dumnezeu. Deschidem perspectiva unor experiențe înălțătoare cu Dumnezeu. Petru era convins în, în mintea lui că s-au trudit degeaba și că, mă rog, nu prea este pește. Dar dacă zice Domnul așa, așa va fi. O să vă întreb, a, a avut Petru o experiență miraculoasă? atunci când a ascultat de Dumnezeu a avut m-a sunat recent un frate dintr-un alt oraș din țară de peste munți frământat mai discutăm așa împreună frământat și el de biserică de felul în care lucrează biserica lucrează Dumnezeu prin biserică și mi-a spus un caz despre cineva foarte bolnav și a zis eu cred că trebuie să facem mai mult în cazul de felul acesta. Și când facem mai mult în cazul de felul acesta, Dumnezeu face minuni. Oare n-ar trebui să ne rugăm mai cu foc? Oare n-ar trebui să ne rugăm mai mult? Oare n-ar trebui să postim înaintea lui Dumnezeu? Era un caz grav. Pentru că, dragii mei, zicea Dumnezeu Hristos, când ucenicii au venit și au noi de ce n-am putut să scoatem demonul ăsta? Sau să le liberăm pe demonul ăsta. Acest soi de dragi nu iese decât post și rugăciune. Vreau să vă întreb, dacă așa zice Domnul, iese cu post și rugăciune, dacă așa zice Domnul, dragii mei, suntem dispuși să facem în cazuri de felul acesta, pentru că așa zice Domnul? Suntem dispuși? s-au trudit, s-au chinuit ucenicii, nu au avut succes, au falimentat și a venit Domnul, dragii mei, și a făcut această eliberare și le-a spus, dacă vreți și rețeta, așa soi de demon, de draci, ies cu post și rugăciune. Așa zice Domnul. Dragii mei, când noi luăm în serios ce zice Domnul, așa zice Domnul, deschidem perspectiva pentru experiențe spirituale. Zice Sfânta Scriptură că oamenii aceștia de aici s-au minunat când au văzut ce mulțime de pești au prins după ce au făcut ceea ce a zis Domnul. Dar, dragii mei, atunci când ascultăm și deschidem perspectiva uh, unor experiențe cu Domnul, deschidem perspectiva unei cunoașteri, ne cunoaște mai bine în fața lucrărilor Dumnezeu Spuneți-vă Scriptură Că atunci când, când au tras Mreaja aceea sau mrejile acelea cu, cu mulțimea de pește Petru a căzut la picioarele Domnului Și a zis pleacă de la mine Sunt, sunt un păcătos Am avut ezitările mele Am avut îndoielile mele Că după ce noi ne-am trudit toată noaptea Mai poate să fie minunea asta Să prindem pește pe zi dragii mei Am avut ezitările mele Sunt un păcătos dar Petru, după experiența asta, știți că l-a cunoscut mai bine pe Domnul? Știți? Știți cum îi, zice, do, cum îi zice Petru, cum îi se adresează Petru Domnului la început? Știți? Învățătorule. După experiența asta, știți cum îi se adresează Petru? Doamne, pleacă de la mine, Doamne, că sunt un om păcătos. Vreau să vă întreb, este o creștere în cunoaștere? În, în Evanghelia după Iona capitolul 1 spune Sfânta Scriptură că după ce, după ce a predicat și a zis iată mie lui Dumnezeu care ridică păcate lumii, doi ucenii s-au luat după el și au zis învățătorule, unde locuiești? Și în ziua ce au mers și au rămas cu Domnul, pentru că după ce au petrecut câteva momente sau câteva ceasuri cu Domnul, într-un final, dragii mei, să spună, noi am găsit pe Mesia. Pentru că este o creștere în cunoaștere. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vreau să mai spun un singur lucru, dragii mei, și apoi să închei în al treia rând. Noi vom asculta de Dumnezeu când vom fi dispuși să ieșim din zona de confort. Petru recunoaște aici, în, în discuția cu Domnul Iisus Hristos, că a fost o noapte de trudă. Toată noaptea ne-am trudit. Am depus efort. Nu doar că ne-am trudit și am depus efort, am falimentat. Și dragii mei, după ce a trecut noaptea aceea de trudă, dimineața pescarii de, de regulă spală mrejele și se pregătesc pentru odihnă. Confort. Lipsă de provocare, dragii mei. N-aveau nicio provocare. Chiar dacă au falimentat, așteptă o altă noapte când să încerce din nou. Dar acum a venit o vreme de odihnă, de confort. Și tocmai când era vremea asta, dragii mei, de odihnă, de confort, Domnul le zice, hai să ne apucăm de treabă. Aruncați mele așa pentru pescuit. Dragii mei, zona de confort este zona aceea sau perioada aceea de timp din viața noastră când nu avem provocări. Când nu ne expune nimic. Și vreau să vă spun că foarte mulți dintre noi suntem într-o zonă de confort ca Ilie altă dată când era mare foame în țară, el stătea bine mersi lângă pârâu cherit, bea apă din pârâu și corbi aduceau mâncare dimineața și seara, fără probleme. Și Ahab căuta cine știe pe unde prin alte împărății. Până într-o zi când Domnul îi zice, du-te și înfațișează te înaintea lui Ahab. Adică ieși din zona de confort, fă ce-ți spune Dumnezeu. Și, dragii mei, Petru și ceilalți ucenici care se pregăteau de o zi de odihnă, dacă vreți, să, apuce, să se apuce noaptea viitoare pentru o altă trudă, Domnul Iisus Hristos îi spune lui Petru, ieși din zona asta și apucă-te de treabă. Aruncă mreaja pentru pescuit. Ca să ascultăm de Dumnezeu, trebuie să ieșim din zona noastră de confort, pentru că, dragii mei, ascultarea de Dumnezeu uneori ne expune. Când Petru, trebuia să ducă corabia spre larg, să arunce meleaza. Știți că o făcea în văzul mulțimea acelea care era acolo? Și toți știau că nu se pescuiește în perioada aceea zilei. Toți știau că nu se prinde pește când soarele bate pe, este sus pe boltă, dragii mei. Trebuie să aștepți noaptea să te duci la pescuit. Știau lucrul acesta. Și oamenii se puteau întreba ce au ăștia de să duc la pescuit acum. Că nu-i vreme pentru pescuit. Ne ducem la pescuit pentru că ascultăm de Domnul nostru, de învățătorul nostru. Ascultăm de porunca lui, dragii mei. Chiar dacă ceilalți din jur nu o să ne înțeleagă. Chiar dacă ceilalți din jur nu o să priceapă de ce facem ceea ce facem. Ascultați-mă, frați și surori. Noi suntem chemați să împlinim de aici, din Scriptură, cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă oamenii nu ne înțeleg. Chiar dacă oamenii vă zice, ce s-a întâmplat cu oamenii ăștia? Dumnezeu ne cheamă să ascultăm și pentru asta trebuie să ieșim din zona noastră de confort. Deci, încă o dată vreau să spun la sfârșit, când ne pregătim să ne rugăm, Dumnezeu nu-i mulțumit doar să venim să auzim ce pune Harul lui înaintea noastră ca învățătură. Dumnezeu vrea să împlinim. Să ne ducem de aici și să facem. Să ascultăm tot ceea ce ne învață prin Scriptură. Și ascultăm atunci când noi credem că aici este valoare, în cuvântul lui Dumnezeu este valoare, că vine de la Dumnezeu care este autoritate peste noi. Ascultăm dacă ieșim, dragii mei, dacă ne ridicăm deasupra falimentelor, că falimentele ne-au dezamăgit, ne-au descurajat. Nu ne vine să mai facem ceva, nu ne vine să împlinim ce zice Biblia, că am împlinit odată și nu ne-a ieșit. Dacă Dumnezeu ne spune să împlinim, chiar dacă am falimentat, trebuie să facem pentru că, dragii mei, Deschidem poarta pentru experiențe cu Dumnezeu. Dumnezeu din ce să ne binecuvinteze și să ne ajute. Amin.